Bună seara și bine ați venit, cu dar apropo, la probleme de matematică, la geometrie și algebră. Deci tema pentru clasă, clasa a 8-a. Geometrie, da? Da. Problema 24 de la pagina 140. 24 de la 140. Pe planul triunghiului ABC, în ipoteză, triunghiul ABC. Pe triunghiul ABC, oarecare a fost nimic? Da, oarecare. Se ridică în A perpendiculară de A. De A perpendiculară pe planul ABC. Dacă BC e egal cu A mic. BC e egal cu A mic. DB egal cu A radical din 6. A radical din 6. DC egal la A radical din 7. DA egal la A radical din 5. Arătați că triunghiul ABC este trepând. În concluzie, se repete că triunghiul ABC dreptunghic, da? Are un unghi 90 grade. Hai să zicem că nu știm nici ce ori. Așa. Deci... Da, facem o piramidă. O piramidă, da, o piramidă. Piramidă. Da, o piramidă cu baza un triunghi. Da, da. Un triunghi oarecare, știm noi cum facem o piramidă așa asta. Ce nu se vede? Așa. Și în A, spune, să zicem, pe perpendiculară, A, B, C, în A, pe perpendiculară, da. Zice, perpendiculară, A, D, da. Da. D. Și acum, iată că am spus am reușit să o fac. D, A. Așa. Știi că când am vorbit de la mine, spuneam desiori. Mă spune amătorul unde pică înălțimea. Corect. Și foarte des se spune, nu? Pică. Da. Încetul cel rând scrie circumscris în punctul A, punctul B, punctul C. Și acum avem... BC e egal cu A mic. BC e A mic. Da. DB, A radical de 6. DB este A radical de 6. DC este A radical de 7. A radical de 7. Și DA A radical, radical de 5. Acum. Să putem spune ceva în legătură cu triunghiul ABC. Deci simulatorul. Păi e foarte simplu că DA e perpendiculară pe AC, DA care nu... Deci DA e perpendiculară pe ABC, pe orice dreapă. Îl aflăm pe AC, aflăm pe el. Pe A, 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 A, da. Te uiți și cum redactăm noi și dacă sunt probleme, facem chestia asta. Adică îți capete autonomie și în redactare, vreau. Asta-i. Da? Vreau și chestia asta. Tot de vreau să-ți imaginezi că tu ești la lucrare. Da. Da? Și da, ești ajutată către timp. Deci uiți cum facem noi. Da. Așa. Da. Și asta facem tot timpul pentru că te duci un pic mai repede și eu vreau să merg și cu cei care ne privesc. Corect. Da? Acum, noi triunghiul de AC. Demonstrați, da. Triunghiul de AC. Avem DA de A radical din 5. A radical din 5. DC egal cu A radical din 7. Și mă stăra unghiului DAC.
măsurare, de... Nu zici de ale. Așa. Teorema. Dar de unde vine asta? Adică aici ar trebui să fie argumentat, mă. Am făcut D, A, perpendicular, pe planul A, B, C. Așa face mai. D, A, perpendicular, pe planul A, B, C. Adică vin și argumentăm foarte. Rezultă că măsura lui D, A, B, D, A, B, de azi, nu am întors aici. Da, am rezultat. Și atunci, conform teoriei lui... Pitagora rezultă de aici că A, C pătrat e egal cu A radicat din 7 la pătrat, tot la pătrat, cu minus A radicat din 5, tot la pătrat. A radical din... De ce ne-a făcut pe C, da? A da. Minus A radical din 5. 5 la pătrat. Și egal la pătrat. A la a doua. Ori 7 a la a doua. 7 a la a doua. Minus 5 a la a doua. A egal cu 3 a la a doua. Deci A, C. Ok, egal cu 2 a la a doua. 7 minus 5. Aia s-a 2, da. A, C egal cu, cu radical din 2 a la a doua. Radical A, radical din 2. Când să tragem radicalul, A ies în față și vine A radical din 2. Asta. A radical din 2. Bun. Bun, după aia, în triunghiul, luăm triunghiul D, A, B. Deci în triunghiul D, A, B, avem acolo. Așa, avem D, A, egal cu A radical de 5, D, B, care e egal cu A radical din 6, și măsura unghiului... Nu, iar puncte la fel. A, cum D, A, perpendicular pe planul A, B, D. Da. Pe rezultă de aici, că măsura unghiului D, A, B, D, A, B, din 90 de grade. Dar tot D, A, B, B și sus? Noi, D, A, da, când trebuia să ne ducem mare? Păi da, D, A, C. Aici, iar D, A, B, D, A, când trebuia să păi da, D, A, C. Tu așa este corect, da? Bine. Eu am greșit. Eu și la mine să scriu prostii, da? Deci tu ai răspundere maximă. Și la tine și la mine să scriu prostii. Da? Bine. Hai. Zi. O, așa, din toate trei, rezultă de aici teorema lui Pitagora, că A pe pătrat egal cu 6 A la a doua, da, 6 A la a doua, minus 5 A la a doua, egal cu A la a doua, adică A. De unde dă B? A, B. A, B, A, B, egal cu A. A. Adică B, C, e egal cu A, B și A. Deci e constatat, de rezultat, da, că B, C, egal tot cu A, și A, C, am aflat, A, C, am aflat, este A radical din B. Deci ce aștepteți pe triunghiul ABC? Să fie dreptunghic și chiar isoscel. Păi isoscelui. Că avem AB egal cu A chiar, și deci noi sesizăm asta. Și atunci asta pare cam impotență și asta la pătrat e ca cu cele două la pătrat. Deci e ce rezultă? AC pătrat. Că AC pătrat egal cu BC pătrat. Da. BC pătrat plus AB pătrat. E echivalent? Echivalent cu A radical din 2 tot la a doua. Egal cu? Egal cu A la a doua plus A la a doua. Și 2 A pătrat. 2 A pătrat egal cu 2 A pătrat. Adică. Așa am demonstrat. Și deci triunghiul este de triunghi. Deci de aici de unde de triunghiul? Așa, finalizat. Triunghiul A, B, C, dreptunghic. Dreptunghic. În paranteză, chiar în cerul este dreptunghic, fiindcă AC în B, da? Uh-huh. Da, deci AC pătrat în B. Adică măsura lui B, scrie în paranteză, măsura lui B, egal cu 90 de grade. Bun. Și acum, asta e problema, nu? Deci, da. Nu mai facem bine. Sunt că poți ușurii, nu?
Da, da. Până la îndemână, n-am avut, adică de exploata faptului pe teritoriul reclam. Aici sunt, la capitolul 8. Da. Citiți următoarea problemă, vă faceți o idee, nu stați în ritmul care e. Tot timpul căutați să aveți inițiativă în fața problemei. Da? Vă închipuiți că problema asta va apelui voi la lucrare. Problema 26. 26 la aceeași parte? Da, vreau să fac 10. Fie drumul e echilateral, A, B, C. Deci, în ipoteză, triunghiul ABC, echilateral. Și V, din punct exterior, planul ABC, astfel încât V, D, aparține. V. Nu aparține. ABC. Nici nu aparține. Da. Punct exterior există. Da, astfel încât VA egal cu VB. Așa. Deci egal cu VC. Și egal cu 12 centimetri. Egal cu 12 centimetri. Da. Și AB egal cu 10 radical din 3. În concluzie, calculați distanța de la punctul V la planul ABC. Așa. Deci, asta ne zice distanța de la punctul V la planul ABC. ABC. Distanța asta oare ce ne scrie la punctul V, la planul ABC? Chiar înălțimea piramidei. Acum, unde pică, este problema noastră. Aha. Avem destul de informații. Bine. În problemele anterioare, tot ne spuneam, exact, unde e mică. Da. Acum trebuie să știm noi unde e mică. Triunghiul echilateral. Toate informațiile se le vom valorifica. O. Deci, un triunghi. Facem noi o figură. Nu o să desenăm triunghiul echilateral, ci așa cum știm să o facem. Un pic diferit, dar știm triunghiul echilateral. Da, o să punctăm asta foarte bine. Eu am să fac de la bun început. Nu, hai să vedem dacă voi bănuiți cum e pică înălțimea. Din informația care... Pe ABC. Pe planul ABC. Unde? Nord. Distanța de la B la ABC. Care? Cum ducem? Ortocentrul triunghiului. Ortocentrul triunghiului. De ce te gândi la ortocentru? Stai să vedem. Triunghiul e echilateral. Fă să facem un plan mai întâi, da? De ce te gândi la triunghiul la ortocentru? Triunghiul fiind echilateral, nu s-a întâmplat că sunt egale, da? Triunghiul fiind echilateral. Înălțimea din V. Deci, A, B, C, hai să vedem. El așa arată de bază. Triunghiul ăsta și vine V în partea asta. Corect. Și acum, V, A, V, B și V, C sunt egale. Corect. Deci, da, informația asta o avem, că V, A, V, B, V, C sunt egale. Da. Și întrebarea era asta. Unde pică înălțimea piramidei sau, altfel spus, practic, asta înseamnă chiar distanța de la planul ABC. Vedeți voi, intuiți și cum argumentăm. Ca să-și fac figura corectă. Vreau să... Poziția medianelor? Dacă da, de ce? Când urmează întrebarea. Fiind triunghi echilateral, are importanță, spun, mediane, mediatoare, bisectoare, înălțimi? Nu. Tot acolo. Tot acolo. Deci el pică într-un punct. Așa fel încât, dacă ne închipuim toate cele trei, că sunt egale, înseamnă că sunt trei triunghiuri egale. Mă gândesc, asta este înălțimea. Păi da, și lower. Și triunghiul ăsta, dacă mă gândesc cu o punctă care o pică perpendiculară, nu știu foarte bine unde pică, dar bunul simț îmi spune că triunghiul ăsta VOC, VOB, VOA, triunghiul este trebuie să fie egal.
Ce motiv am să cred asta? Pentru că ipotenuzele sunt egale la triunghiuri. Ele sunt triunghiuri dreptunghice. Au ipotenuzele egale. Au aceeași, o catetă comună, care e V-O. Și atunci le obligă ca de la O la C, la O la V, la O la A să fie și ele egale. Faptul că le obligă să fie egale, nu triunghiurile, deci fiind congruent din ce știu, din geometria plană. Două triunghiuri dreptunghice sunt congruente dacă au ipotenuză și o catetă. Și chiar aici mă aflu. Dacă le-au două pe două. Eu n-am privit toate trei. Deci triunghiurile sunt egale ca urmare a faptului că mă încadrez în cazul de congruență ipotenuză cu catetă. Cateta fiind înălțimea. Deci ipotenuzare, catetă. Ipotenuză, catetă. Ipotenuză, catetă. Da? Asta, din congruența triunghiurilor respective, înseamnă că orice OB și OA sunt obligatorii catetele pentru fiecare triunghiuri în parte, nu? Și atunci, și catetele acelea sunt toate egale. Și iată cum am ajuns că orice din egalitatea asta, pe A, pe B, la B, C, am ajuns că O, C, egal cu O, A, egal cu O, B. Deci locul unde pică, de acolo, înseamnă că și distanțele la vârfuri, da? de la O la C, la O la B, dar cine este punctul acela care trece prin vârfurile triunghiului și obligă să fie egale? Cine este punctul acela? Centrul cercului circumscris. Nu am scris, corect. Dar cercul centrului circumscris. Mm-hmm. Că trece prin vârfuri. Dar centrul cercului acesta circumscris. La media. La intersecția mediatoare. Mm-hmm. La intersecția mediatoare. Că e punct la egală distanță de capete, da? Și intersecția asta mediatoare înseamnă, de fapt, într-un triunghi echilateral și intersecția medială și lățimilor și tuturor. Da. Dar vedeți cum exploatează atent. Că VA egal cu VB egal cu VC și că VO, acea lungă fi comună, catetă, mă obligă sau mă duce în situația aceea că toate cele trei triunghiuri de triunghi sunt complete, ce înseamnă că și catetele lor sunt congruente, ca orice OA, OB, orice OA, OB sunt egale, ca lungime, și atunci e vorba de un punct care era situat la egală distanță din vârfuri. Adică e vorba de centrul cercului care trece prin vârfuri. Și centrul cercului circumscris se găsește la intersecția mediatoarelor. De ce? Da? De ce să sunt raze, sigur? Sunt raze ale cercului. Dar fiind triunghi echilateral, înseamnă că n-am nicio bătaie de cap. Sunt sigur, mi-e clar acum, că el coincide cu centrul cercului înscris, deci intersecția medială, și centrul cercului, și ortocentru, și... Da? Toate se suprapun, pentru că liniile într-un triunghi echilateral, duse din vârf, din oricare vârf, se suprapun acelea. Mediana, imediatoare, bisectoare, înălțime, toate sunt la fel. Deci, am aflat unde duc înălțimea. Așa, dar aici, unde caut? Caut repede să duc cât de cât medianele să găsiți așa. Și în punctul ăsta care l-am găsit, ridic perpendiculat. Da? Insist încă o dată pe modul în care am raționat. Deci, ca să păstrez figura cât se poate de corect, vreau să am de așa și rezolvarea în minte. Pentru că, zic, băi, de ce să dau A egal B egal de ce? Nu degeaba. Și de O e comună, triunghiurile dreptunghice fiind perpendiculare pe plan. Gata, știu, ipotenuză catetă, O, A, O, B, O, C, egal într-un triunghi echilateral,
înseamnă centrul cercului circumscris, ca și acelui înscris, centrul cercului și centrul de greutate la mediane, da, și la bisectoare, nu? Intersecția bisectoare, care înseamnă centrul cercului înscris. Așa, da, am plecat pe vectora V, ăsta e O, V, O, acum am luat cu A, V, C, și iată, construcția făcută. Și de lucru, corect. Demonstrația. Pe V, O trebuie să află. Pe V, O, simplu. Da. Cum o să aflăm? Că știm că e 12 centimetri. Toate știm că e 12. Așa. O știm pe AB. O știm și pe AB, este lucru important. Da. Cum o aflăm cu B? În triunghiul de OC. V, O, C. B, O, C, ai zis? Da. B. O. A, nu e unit O cu B, O cu A. Deci aici vrei să urmesc. Adică mă duc aici, dacă nimeni bate în triunghi lateral, eu l-am zis, am stabilit împreună că o acela mai interseția mediană, mediatoare, deci cursul perpendiculare, perpendicular, median, uite așa. Și dacă a fost totul perfect, aici este punctul O. Da, și trebuie pe ce? Asta este punctul O. Între un isos cer. Da. B-O-C. B. O-C. O-C. Este o frică. B-C știm de ce ai mai de 3. Da. Și cumva acolo e 90. Nu-i de 90 aici, da. Nu am nici motiv. Ai putea să spui ce unghi este aici? Da, e de 120 prin 60. De? 120 prin 3. E de 60? Nu. Asta e de 60. Păi COB e egal cu COA și cu AOB? Și cu 130 împărțit la 3? A, păi de 60 în jurul. Deci unghiurile astea toate sunt egale, cum ai spus tu, 360 împărțit la 3? Da, 120. Bun. Și... ce dacă? Ți trebuie OC sau OB din pământ ca să poți să deduci? Să deduci unde? În VOC sau VOB? Da? Îți trebuia să știi vâmbul oai, OC, OB, sper să o afli, și atunci VO iese rapid. Hai, atunci să vedem cum o facem noi. Hai să dăm mirura cum se face problema. Cum găsim noi pe... Știu pe ea AB. Nu degeaba. Da, deci pe ce l-ai dat din pe? Știu, e echilateral. Mm-hmm. A, păi atunci toate zice radicale. Sigur că da. Asta e clar. AOC e 120. AOC e 120. Ce-am vorbit așa? Ai zis. OAC egal cu OC așa la 30. Deci unghiurile astea. Și te putea să spui la început. Eu nu, că e bisectoare. Adică, într-un trânghi sau cel, înălțimea mediană, medevare, toate și bisectoare, deci e clar că e 30. Chiar așa și la flyer, de fapt, ăsta e 120. Te-ai văzut și invers foarte bine. Și? Ce dacă? Și vreau să spun că trânghiul o RC, dacă ducem înălțimea din RC. Notez aici cu RC, da? Da. Așa. Și să-l aflu pe OC, eu am zis că dacă era unghiul ăsta e de 60 aici, ROC e de 60. ROC e de 60, sigur. Ăsta e de 90 obligator. De ce AB e 90 aici? Pentru că e mediana. E înălțime. E înălțime, da. Ca să fie de 90 de grade, trebuie să le argumentezi așa, perpendiculară să fie, da? Mediana e și mediatoare și înălțime și bisectoare. Deci, în una, pe scurt, cred că putem afla repede. Într-un RC, o duc pe teorema lui Pitagora. În ROC, pe teorema lui Pitagora, ce știu în ROC? Știu că ROC egal cu 2 ori RC.
Râul este de două ori, e RC, da. Și știm R că are 10 radical în 3. R că e 10 radical în 3 pe 2, poate. Așa. Nu, nu, dar am greșit. Or 2 egal cu OC. O, R, de două ori, e egal cu OC. Eu așa am înțeles greșit. R, deci nu am zis. R este jumătate din OC. Da. Sau OC de două ori, e R. Faci de una, dar și fac pe OC. Și cum ai asta de așa știu, da, adică este 10 radical din 3 pe 2. 5 radical din 3 înseamnă că de aici în triunghiul ăsta te descurci. Și aflăm pe cine? Pe orice. Așa. Deci, hai să zicem și noi. Începem să dăm drumul la problemă și spunem. Cum redactăm? Te rog să mă ajut la adic, așa am zis că... Deci, de demonstrație. Fie... Triunghiul. Nu, lucră mai înțelat mai întâi. Fie R perpendicular pe AC. Nu fie. Triunghiul ABC. Triunghiul ABC. E echilateral. Așa. E echilateral. Rezultă. Dacă rezultă de aici că AB egal cu BC egal cu AC. Da. AB egal cu BC egal cu AC. Și egal cu 10 radical din 3. Da. Egal cu 10 radical din 3. Așa, cum V, bă, nu. Hai să zicem BF, ce... Nu, fie O. BB1, CC1 și A1 aici. Da? Deci A1 virgulă B 1 virgulă CC1 median. Cel cu prima relație. Din cele două, sunt o trebuie material median. Reprătă de aici că A prim A1 D, B1 și C, C1, înălțime. Înălțime. Bisectoare. Bisectoare. Mediatoare. Mediatoare. Și fructificăm ultima, că sunt mediatoare. Iar A1 intersectează de B1. Intersectează CC1 egal un punctul O și din astea două câți mediatoare și intersectează punctul O rezultă că O este... O este ortocentru. Intersectează mediatoare. Centrul cercului circumscris. Așa. Centru. Centru. Cercului. Circumscris. Scris. Da? Centrul cercului circumscris. Da. Rezultă de aici. Rezultă de aici. OB, că OC egal cu OB egal cu OA. Rezultă că OC egal cu OB egal cu OA egal cu el, raza cercului. La a doua. Egal e cu el, raza cercului circumscris. Da? El. Raza cercului circumscris. Bine. Și acum? Scriem asta, că BA egal cu BB egal cu BC și din asta două rezultă că BO egal cu BC. Așa. Cum vedea de sub? VA egal cu BB. Egal cu 10, egal cu 12 centimetri. Egal cu 12 centimetri. Și de aici din a doua, din a doua. Din a doua. Așa. Rezultă că VO. Rezultă că VO cu înălțime. E perpendiculară pe planul ABC. Dar de ce e perpendiculară? Hai să fim și noi foarte exigenți. De pe ce? Nu intersecția. Că e la intersecția mediană, dacă
o dreaptă perpendiculară pe două drepte concurente da, într-un plan și perpendiculară pe... Da, dar și-am zis că A1 intersează pe unul, intersează pe unul nou. Așa, și A1 cu BB1 cu C, ne-a dus la OC egal cu OB egal cu OA. Acum noi trebuie să zicem că în triunghiul de VOB, VOC și VO, triunghiile acestea sunt congruente. Sunt, da. Din ce motive sunt concrete? Că VA egal cu VC egal cu VB și și V o comună și din... Hai să fim foarte tari când argumentăm că e perpendiculară pe plan. Deci, socotind triunghiile VOC, VOB, noi nu știm decât o era centru de intersecție al mediaplanului. Da. E un punct de acolo, dar nu știu sigur că V, o e perpendiculară pe plan. L-am unit pe V cu O. Da. Acum trebuie să argumentez. Dar faptul că la intersecția la două drepte concurente nu... Dar și aceste două drepte. Eu n-am cât de voi pe privat pe BB1 sau pe CC1. N-am asta. Eu am doar atât că triunghiurile, pot să spun că triunghiul VOC, VOB și VOA sunt congruente. Pentru că VO e comună, OC, OB, OA, am arătat că e... Sărasele. Așa. Și... ce mai am acum, că și VC și VB, deci sunt în cazul latură, dacă vreți. Da. Da? Și povestea este cum arăt eu acum, că e chiar perpendiculară pe plan, V-ul ăsta. Da? Deci aici am o problemă la care trebuie să insist. Deci am zis că am unesc pe V și V nu aparține planul la BC, dar știu că VA, VB, VC sunt egale. Cum am faptul că unghiul ăsta, la fiecare triunghiere de 90 de grade acolo trebuie să insist. Deci ce argument am eu aici ca să... A zis că nu știm că BB1 e perpendiculară pe... BB1 știu. E perpendiculară. BB1 este perpendiculară pe AC. Pe AC și A1 e perpendiculară pe BC. Da, știu asta. Dacă punesc pe, să notăm cu A1 aici. Dacă punesc pe V cu A1, ce este V A1 în triunghiul V, C, B? Este ce este? Rățimi, ești median, ești mediatoare. Deci, V A1 în triunghiul V, C, B, care e sos cel. Da. Este înălțime median, mediatoare toate. Da. Asta înseamnă că V A1 e perpendicular pe CB. Da. Sau invers. CB e perpendicular pe VA1, dar și pe A1. Deci VC e perpendicular pe planul VA1. Da. La intersecția la două drepte da? Concurente. Deci e clar, e perpendicular pe două drepte concurente, pe VA1 și pe A1. Asta înseamnă că BC e perpendicular pe orice dreaptă din V, din VA1, din planul VA1, deci și pe VO. Și pe VO, corect. Adică VO e perpendicular pe BC. Da. Da. Analog voi arăta că VO e perpendicular și pe AB. Muncim repede. Da. Și iată că VO e perpendicular pe două drepte concurente din planul de jos pe ABC. Deci, VO perpendicular pe două drepte concurente din planul ABC e perpendicular, de fapt, pe planul ABC.
Ia, aici e povestea. Insist încă o dată că aici mi-a plăcut și mie. Deci m-am... am luat așa, eu știam că e punctul V în plan, în spațiu, așa fel încât VA cu VB cu VC sunt egale. Și acum am spus, eu am un punct tot deștept. O, ăsta e intersecția mediatoră sau centrul cercului circumscris, în scris, fiind triunghiul ABC interlateral. Unindu-l pe V cu calitatea lui că VA egal cu VB egal cu VC, cu punctul O, trebuie să arăt că VO ăla e perpendicular pe planul ABC, dar să fie chiar distanța de la V la planul ABC. Eu nu aveam argument foarte tare pentru chestia asta. Trebuia să găsesc o idee care să-mi spune că VO ăla e perpendicular pe două drepte concurente din planul ăsta. Să arăt că VO e perpendicular, să zicem, pe BC, că V-ul e perpendicular și pe AC. Atunci V-ul e perpendicular pe cine? Pe planul ABC. Da. Și am pornit așa. Știam că A1 e perpendicular pe BC din cauza... Am dus-o noi, că e mediatoare. Fie că e mediatoare, așa am construcția punctului O într-un triunghi lateral, deci am V-A1 e perpendicular pe BC. Da. Uite pe V cu A1 și V A1 e perpendicular pe CB. De ce? Pentru că... Pentru că iată că VA, VV egal cu VC. Exact. Este calitatea. Corect. VA, VB egal cu VC. Da? Triunghiul este isoscel. Și atunci V unit cu mijlocul, pică pe care se doare toate. Pentru că se doare toate. VA e perpendicular pe BC. BC. Deci, invers până acum, BC e perpendicular pe VA1, BC e perpendicular și pe A1, deci BC e perpendicular pe planul VA1A. Da. Da. Fiindcă BC e perpendicular pe planul VA1A, înseamnă că BC e perpendicular pe orice dreaptă din VA1A. Adică și pe VO. Adică și pe VO. Și acum VO, citesc. VO e perpendicular pe BC. Ăsta e rezultatul care mi-a interesat. VO perpendicular pe BC. Toată munca pentru asta a fost. Merg pe partea asta, să vedem mai bine. După BB1. Aici. Aici am zis A1, nu? Așa. Bine. Ce este aici? După BB1, prin O, mediana mediatoare, toată povestea aceea. VB1 e și ea perpendiculară pe AC. Da. Adică AC e perpendiculară pe B1 de. AC e perpendiculară și pe VB1. Da. Deci AC e perpendiculară pe planul VB1 de. Și atunci AC e perpendicular cu ce dreaptă din VB1B. Și pe VO. Pe VO. Adică VO e perpendicular pe AC. Iată pe VO. Perpendiculară pe AC. Tot pe VO. Tot pe VO, perpendicular și pe BC. Dar nu e pe plan. Cum AC cu BC sunt întâlnite în punctul C, deci pe două drepte concurente din plan, VO e perpendicular pe planul ABC. VO este ceea care mă interesează pe mine. Da, normal. Da? Deci, așa trebuie să redactăm. Așa trebuie redactat. Ale, spune-o toată povestea asta. E pasiv, ok. Ei, stați pasiv. Ei, mă, suntem văzut. Dar eu n-am întrebat exact din nevoia. I-am pus continuarea antrenamentului, că țineam treabă la el. Hai să luăm încă o dată. Pentru tine și pentru toți prietenii noștri. Povestim și punem de dată. Deci, triunghiul ABC, ce fel de triunghi este? Și am dus din vârfuri, orice ar fi dus, înălții, mediane, mediatoare, bisectoare, toate se suprapun din fiecare vârf. Dacă le-am luat ca mediane și mediatoare, deci și perpendiculare,
Și atunci punctul de intersecție al lor este același cu intersecția mulțimilor, a medianelor, a mediatoarelor și mai departe. Deci O este centrul cercului circumscris. Adică centrul cercului care trece prin vârfuri. Așa ca o poveste. Deci am construit un punct foarte interesant. Povestea este așa. Punctul din spațiu, vârful din exterior, deci V, el, nu-i la întâmplare luat în spațiu, ci așa de încât V la să fie câte egal cu V, B și egal cu V, V, C. V, A, V, B, V, C. Așa el s-a bătit acolo punct în spațiu. Tu îți imaginezi triunghiul ăsta echilateral, să zic așa, la tine, echilateral la tine. Uite aici, da? Și punctul din spațiu, V, cât V, A, V, B și V, C, nu-i luat așa, să duc așa, ci să fie egale toate trei. Deci V, A cu V, B cu V, C sunt egale. Eu zic acum că avem cea mai interesantă problemă de rezolvat, să arătăm că V, O, cu O construit de noi, și cu V, având calitatea aceea, să arătăm că V, O e perpendicular pe planul ABC. Ca să arătăm că o dreaptă e perpendicular pe un plan, trebuie să arătăm că e perpendicular pe două drepte concurente din plan. E, un plan ABC e format din dreptele A, B, A, C, B, C, dar mai dus-o și pe B1, și pe A1, și pe C, C1, așa vor veni. Sigur că dacă am putea arăta că V, O e perpendicular pe să spunem, BB1, perpendicular pe CC1, gata, ne-am fi oprit. Dar n-am avut eu o teoremă în care tot aștept de multe vreme, așa se termina celor trei perpendiculare și n-am avut argument. N-am vrut să forțez mâna și atunci am muncit mai mult. Și am zis așa. V-ul ăla, V și cu ăla ăsta construit de mine, nu, prin două puncte trece o dreaptă. Eu am să arăt că V-ul e chiar perpendiculară pe plan. Și am început. Ei fi, BBU. O fi, mă. Cum am construit pe O, ducând pe BBU și pe A1, la intersecția lor, mergem acum și spunem, cu A1. Știam că A1. A1 intersecția BBU1.O și... Stop. Dar ce este A1? A1, mediană, bisectoare și de toate. Și înseamnă că A1 cum este pe BC? Perpendiculară pe BC. Și unde pică obligator? La mijloc. Adică și median, nu? Lățimea și median. Bun. A1 e obligator la mijloc. În triunghiul V, să punctăm, cum este A1 pe BC? Perpendicular. Perpendicular. A1 e perpendicular pe BC sau BC e perpendicular pe A1. Poți să zici așa. BC pe A1. Una pe cealaltă sau cealaltă, deci n-are importanță. Dacă sunt perpendiculare, una pe cealaltă, da? În triunghiul VCB, cum este VA1? Înălțime medie. De toate, din triunghi social. Iată acum momentul tare. VC cu VB sunt egale, exploatăm. Deci VB la întâmplare. Asta înseamnă că triunghi este VCB, este istorcel. Și cum A1 era la mijlocul BC, VA1 e perpendiculară pe B. BC. VA1 e perpendiculară pe BC. Sau? Sau BC perpendiculară pe VC. Pe VA1. Pe VA1. Iată că BC e pe VA1. Tot BC este și pe A1. A1. Și atunci BC e pe perpendiculară pe A1. V A1 A. V A1 A. Îl vedem, nu? Deci BC pe V A1, BC pe A1, BC deci pe planul V A1 A. Și V. Stop. Deci BC e perpendiculară pe V A1 pe planul, pe tot planul. Cu V O zi. Cum V o aparține planului A A1V.
A, A1V, înseamnă că de ce pe prin bar, pe orice dreaptă din placul ăsta. Deci va fi de ce pe prin bar, pe cine? Pe VO. Pe VO sau VO. Sau VO perpendiculat pe ce? Așa. Și acum relaționează cu pe partea cealaltă. BB1 intersectea la un punctul și BB1 știm că e perpendicular pe AC, că e mediană de sector și de spate. Deci AC e perpendiculară pe? AC perpendiculară pe BB1. Pe de altă parte. În triunghiul FAC avem că B, mă nu, avem VO, VB1. Ce fel de triunghi este VAC? Tot e isoșel. Iată că avem cavitatea asta pe cei pe, iar bunul era la mijloc. Într-un trisor cel mediană este și înălțimea. Și rezultă de aici că AC perpendicular pe VB1. AC perpendicular pe VB1. Pe VB1 și pe VB1. Da? AC perpendicular pe VB1 dinainte de la relaționamentul din triunghiul de jos. Și AC perpendicular și pe VB1. Deci AC pe cine este perpendicular atunci? Pe planul V1B. Perfect! Și dacă o dreaptă e perpendicular pe un plan, ia dreapta asta deșteaptă, e perpendicular cu orice dreaptă din planul VB1OB, VB1B. Și cum VO, hai, continuă, și cum VO aparține planului VB1B, rezultă de aceea că și AC e perpendicular pe VO. Sau VO e perpendicular pe AC. Iată pe VO perpendicular pe BC. Iată pe VO deșteaptă și pe AC. În final, VO e perpendicular pe tot planul ABC și VO este în clipa asta distanța de la AB la ABC. Da? Da. Da, deci foarte clară povestea. Te rog să mă ajuți, de la mine. Adică ce pe acum, BB1 e de secșoare înălțime. Păi cum că ați zis că e mare? Tu știi cum povestea în care mă spui, o să scrii. Dar ce pe mă, așa. BB1. Triunghiul ABC. Am zis asta, parcă, nu? Nu, nu. Triunghiul ABC. Triunghiul ABC echilateral. Rezultă atunci ca A1 BB1 BB1 și CC1. Dar am mai scris o dată asta. Am mai scris o dată. Așa, mediane sunt și mediatoare. Deci voi, centrul cercului înscris, aici. Așa. Și acum BB1 e perpendicular pe AC. Bine, BB1 e perpendicular pe AC. AC e perpendicular pe BB1. Asta înseamnă că de aici invers pe AC e perpendicular pe BB1. Să subliniez, da? Da, avem și pe AC BB1. În triunghiul. Deci, în triunghiul VAC, triunghiul vorbește la mine. În triunghiul VAC avem VB1, avem VA egal cu VC. Egal cu VC. Și de desubt mai adăugăm că AB1, B1 egal cu B1, B1C. B1C. Cred că spune că nu se mai aude. Da? Sau de aici. Deci asta, fiind adevărate, din cele două, mediana într-un triunghi. Isocel este și... Mediană, adică, ce rezultă de acolo? Rezultă de că V... A, ce era pe O? Aici sunt la A, lasă-mă, vă de rog. Asta vreau. Deci AC perpendicular AC și pe VB1, da? Și pe VB1. Din valea A perpendicular pe VB1. Din ăsta două. Rezultă că AC. AC e perpendicular pe planul VA1. VB1B. VB1B.
vârf, da? Pe planul ăsta. Și cum V-O inclusă în V-1, rezultă că ACE ACE perpendiculară pe V-O. Și lăsăm așa, subliniem asta, sau V-O perpendiculară pe ACE. Lăsăm așa. Acum ne ducem în partea asta. În triunghiul, A prim perpendicular pe banul BC perpendicular pe A prim. BC perpendicular pe A, A prim, da. A, A prim. Așa, în triunghiul. În triunghiul V, A, A prim. V. V. BC perpendicular pe V, A prim. Deci, în triunghiul VBC, VBC, în triunghiul VBC, avem VB egal cu VC. Așa, VB egal cu VC. Mai avem că ca unul la mijloc, adică ce au unul? Așa, ce au unul egal cu A1B? Adică triunghii sociali, mediana, nu știu, și atunci rezultă că... Rezultă deja că VO... Nu. Ba nu, că A1... Nu. Că V... VO... Nu mă, lasă-l pe voi. VA1. Că suntem în triunghiul VBC. Sau VA1... Perpendicular pe VBC. BC. Și avem o dată că BC și pe A1... Cum ai? Hai să pun repede. Deci BC este perpendicular și pe A. A1. Din cele două rezultă... Că BC este perpendiculară pe planul. Perpendiculară pe... VA1. VA1, da. Planul VA1. Și cum VO e inclusă în planul... VA1. Așa. VA, AU, nu? Rezultă din cele două că VO așa. Doamnă, că BC perpendiculară pe VO. BC perpendiculară pe VO. Din astea două, adică rezultă că VO e perpendiculară. VO perpendiculară cu planul ABC. Planul ABC. Și distanța de la V. Distanța de la V corect. La V. La planul la V. Egal cu VO. Egal acum cu VO. Și am demonstrat rigurul ăsta, am arătat că asta e distanța. Și am mătris o află. Tot acum. Și ne-am făcut de treabă. Deci în triunghiul VOB. Da. Sau VOC sau VOA. VOC. Te-o. Și ne-a trebuit VO. Așa, VO e ca să-i întrebat. Și ne-a trebuit VO ca să le pun cu VO. Și ne-a trebuit VO, foarte bine. VO e cu cine? Dacă nu știm pe VO, tot e rezolvat. Dar VO este două treimi din BB1. Știți bine asta? Fiind la intersecția mediană, o treime din bază și o treime din vârf. Știi cum e BB1? O facem repede. E radical din 3x2, parcă. Eu îl radical de 3 pe 2, că tu știi formulele astea, nu știu. Da. Înălțimea asta. E clar că e pe 3. Tu te lauzi că știi formulele și le aprizi. Așa-i. Deci, știm că în triunghiul, hai să zicem, în triunghiul A, B, C. Avem că A, B, egal cu A, C, egal cu B, C. Și egal cu cât? Cu... 10 radical din 3. 10 radical din 3.
BB1 este egal cu cât BB1 este el radical dintre B2 așa este. Da. Înălțimea. 10. Da, el e cam de. Eu știu cum facem, nu? Parcă din nu de toate scădeam jumătatea acolo și vine el pătrat, vine el pătrat pe 4, el radical dintre B2, așa este. BB1 este L radical din 3 pe 2. BB1 e 5. Și egal mai departe, L-ul știu cât este, 10 radical. 10 radical din 3, adică 30 pe 2? 30 pe 2. 15. Pe 2 și egal cu 15. De unde scoatem pe BO? BO este egal cu 2 treimi din DP1. Ori 15. Deci egal cu 2 treimi. Ori 15. Ori 15. Egal cu 10. Face 5 ori 2, 10. Și am aflat-o pe BO. Și acum suntem la noi acasă. Că triunghiul VOB, știu pe VB, da, știu pe OB și am fost și pe BO. Teorema de bar. Da? Sigur. Da. Teorema de bar. Triunghiul. Triunghiul. VOB. Făcă la mai și VOB. VOB, da? Și... A, dar nu, că noi trebuie să aflăm pe VO sau pe BO. V-O. Deci e V-O, zi azi. V-O, e cam cu radicalul din. V-O era cu radical din V-O, cât e V-O? 12 la pătrat. 144. Minus OB, care am aflat-o că e 10. Minus 100. Și era 4-4. Adică 2 radical din 11. 2 radical din 11. Asta este. Ce v-a plăcut cel mai mult? Haideți dacă voi să raționalizați. Raționamentul, vreau să spui, pentru a arăta perpendicularitatea dintre V, dreptei V-O. V cu calitatea aceea, O construit de noi, și am dovedit că VO este ceea ce ne trebuie. Exact. Foarte clar, nu? Deci V e cu calitatea aceea, O construit de noi, și vă arătăm noi acum că VO e chiar distanța de la V la planul ABC. Adică VO e pe primar cu planul ABC. Da. Pentru că oameni două de la AOB să ducem perpendiculară de acolo și să primim imediat mine. Dar nu au curs raționamentul, nu? Da, nu știu. Hai să vedem încă o dată, cred. Deci, asta îmi place foarte tare, sinceritatea momentului. Pentru că tu nu-ți dai seama ce bine faci solicitudinea, mă să mai fac o dată raționamentul să faci. Pentru că foarte mulți au nevoie, iar ceea ce am repetat eu acum, tu vei înțelege și mai tare când te duci acasă și vezi filmul. Știi ce? Este extraordinar. Uite, așa se întâmplă la clasă. Miruna, tu crezi că pe profesor, pentru fiecare în parte, îl poți să întrerupe? Să spune, eu n-am înțeles, mai spune dar profesor, eu n-am înțeles, mai spune, nu, stai în bancă acolo și treci infecția prângă tine. Acum, tu faci un serviciu extraordinar pentru că ai vrut să nu mai te duci acasă să vezi filmul. Dacă ți-ar întâmpla așa la fiecare oră și profesorul și-ar înregistra lecția, ei nu știu ce bogăție ar fi lecția aceea. Dar nu au acest curaj să facă, vrea să lecția să fie înregistrată. Dacă știți că am să ducem o R, ca să facem o R, B, ca să-l aflăm așa pe o B. Dar R, am scăpat de R. Merge din notația asta. Da, noi când am făcut așa, cum am zis, cu o R și mi-a dat cu minus. Păi, cum să-ți dea cu minus? Ia, cum să înțeleg. Era R aici, fac loc de pe O, nu? Da. Da. Am dus într-un via O, C. Da, era R. A, O, C. Da. Acolo, da. Și ce ai făcut aici? Păi aveam... A, O, C era de 120. Da. M-am dus într-un via O, R, C acum. Da. Da. Tu ești într-o contradicție și nu știi de ce, nu? Mm-hmm.
Eu am invitat să mai fac toată povestea aceea, mi s-a părut o pierdere de timp, pentru că eu m-am dus repede la Duo, da, care e două treimi din toată lungimea din B1, iar dacă aș fi fost invers, B1 ar fi fost o treime din B1 și mergeam pe culoarea tău. Dar hai să mă duc să vezi ce se întâmplă. Deci triunghi este echilateral minunat. Da. O a fost la intersecția cui? La intersecția medială, mediatoare și așa de parte. Deci O ăsta B, vrei să zic aici B, R aici în notatul, da. Și A, C aici, da? Uh-huh. Cât? O, R, C. Ce știe ce trebuie? O, R, C e 90, O, C, R e 30. Sigur, unghiul ăsta. Da, deci noi știm că R, C e de 5 și A din 3, nu? Deci R, C era de 10 radical, da, din 3, 5 radical, din 3, din 3, da. Da. Și ce era de 5 radical din 3 cu 2? Cine? Asta de aici? Da. Nu. E jumătate din ipotenuză, nu din... Păi sigur, aici e greșit. Deci... Care e ipotenuză? O, C este asta. Care e ipotenuză? Da. Iar R, iar O este cea care se opune unghiului de 3 radical. Deci R, O am discutat. R, O... Da, da. Deci aici e greșit. Dar ai văzut ce am făcut eu? Am ieșit din chestia asta, că m-a obosit. Am aflat de toată B1 și am luat două treimi din ea. Și am aflat-o direct pe OB, care mă ducea între un V, OB. Cum pe V, B, am, o știu. OB am aflat-o, am găsit pe B, O. Chiar ai mediatorul, de asta au dat două treimi, nu? La intersecția medianelor. Medianelor. Mediale la centru de greutate, da, la o treime din bază și două treime la mediană. Mediană, da. Atenție, intersecția medianelor indică acel punct din care dacă aveți, îți imaginezi că triunghiul este sub forma unei plăci așa, și de acolo exact, el rămâne în echilibru, de aia zice centru de greutate. Dacă ar fi placa aceea cu de aceeași densitate, tot, de acolo rămâne în echilibru, nu se duce nici așa, nici așa. De asta. Și la intersecția mediană. Și de la două treimi și o treimi. Numai la alegeri de greutate. La intersecția mediatoare, mediatoarea ce înseamnă? Mediatoarea în segment. Este formată din toate punctele la egal distanță de capete. Deci, când zic mediatoarea unui segment, e o dreaptă. Perpendiculară pe mijloc. Iar toate punctele de aici au calitatea de a fi la egal distanță de capete. Și atunci, când îmi propun să duc mediatoarele, ele se intersectează într-un punct, ăla, punctul ăla e la egal distanță de toate vârfurile triunghiului, de cele trei vârfuri. Atunci, e centrul cercului circumscris, pentru că pe acolo, prin vârfuri, când ai deschis o pasă, trece cercul, fixându-l în punctul de intersecție. Deci, centrul cercului circumscris. Bisectoarea. Bisectoare este simetria. Dar care bate unghiul în două. Adică dacă am un unghi și duc bisectoarea lui, deci e geometria plană, e la ea acasă, geometria se face. Punctele bisectoare sunt mai ca distanță de cap, de laturile. Deci, punctele de pe bisectoare sunt la egală distanță de laturile unghiului. Și intersecția bisectoarelor înseamnă că te plasează într-un punct la egală distanță de toate laturile. De toate laturile. Și atunci când ai pus cercul, este în interior. Tangentul. Deci tangent la laturile triunghiului. Centrul cercului înscris. Că distanțele, uitați că e asta și pe asta. Și când duci din partea cealaltă, punctul acela se bucură de calitate, că e la egală distanță de toate laturile. Corect. Atunci centrul cercului înscris. Da. Bun. În film, în momentul de față, fiind într-un triunghi echilateral, toate cele patru puncte, ori tot centru, centru de greutate, centru, centru de scris, toate sunt
înseamnă același punct. Toate cele patru puncte înseamnă același punct, principiu. Și atunci, în clipa asta, cel mai interesant lucru care mi s-a văzut în problemă a fost să exploatăm faptul că V acela cu calitatea pe care o are perpendicular pe ABC. Cu O construit de noi, V-O perpendicular pe planul ABC, tocmai ceea ce ne trebuie. Asta a fost locul cel mai frumos. Pentru că am organizat raționamentul așa. Am O, am pe V. Vă arăt că e bun. Ca să fie V-O perpendicular pe plan, trebuie să fie perpendicular pe două drepte. Concurente din plan. Două drepte concurente din plan, nu paralele. Că atunci n-am făcut nimic. Concurente. Dacă e perpendicular pe două drepte paralele, poate să fie și așa. Și atunci nu e perpendicular pe plan. Și ne-am propus să arătăm că e perpendicular pe BC și pe AC. Exact, pe BC și pe AC. Asta a fost important. Adică, pentru chestia asta, am arătat că BC e perpendicular pe planul A, în esență, ca etape. BC e perpendicular pe planul A, A1V. Da. Și cum VO e inclus în A, A1V, deci BC e perpendicular pe VO. Adică VO e perpendicular. Sau VO e perpendicular pe BC. Corect. Pe de altă parte, am arătat că AC e perpendicular pe planul V, B1B. Corect. Și cum VO e inclus în planul V, B1B, deci AC e perpendicular pe VO, adică VO e perpendicular pe AC. Iată-o pe VO perpendicular pe BC și pe AC. Corect. Da? Da, într-adevăr. Puteți să știți psicologia asta. Mai avem o problemă? Da, da, da. Vă că n-au voie. Așa că face. Îi terminăm. Sigur că da. Ce mai avem? Mai avem o da, facem pregătire. Deci, vezi, e foarte important. Mă rog, chestia asta e foarte importantă. Nu mai știu, nu știu, încă vine să încă să o admirăm. Da, da, e foarte da? Important. Deci, eu, din date... Nu calcule cât îi ia în interesau foarte tare, ci raționamentul, cum arătăm noi, că VO, ea este înălțimea, ea e perpendiculară. O construi de mine. Exact, și că nu o pică. Asta. Și când vei cu calitatea lui, tocmai de o interpretat. Exact. Aici a fost mesul problemă. Da. Voi nu mai duceți data pe calcule și mi se pare că acolo că facem calcule. Nu știu ce mă. Sigur. Da. Deci, cât asta, raționamentul ăsta, cum demonstrăm, cum arătăm că ea, VO, este perpendiculară pe plan, asta a fost cel mai important. Foarte.